De 20 de ani, demnitarii noștri refuză să dea legea protecției mediului geologic. De ce? Ca să poată să treacă la acest minerit de șanțat. Și să poată să pună în stare de risc existența cetățeanului român. Au fost numeroase intervenții făcute de societatea civilă. La nivelul Ministerului Mediului, la nivelul Parlamentului. Legea există sub formă de proiect. Nu se dorește să fie promulgată. Nu se dorește să avem o lege a protecției mediului geologic, motivându-se că avem o lege care vizează exploatarea petrolului și o lege a minelor. Domnilor, știți ce înseamnă chestia asta? Este exact cum pui carul înaintea boilor. Dacă eu nu-l implic pe cel responsabil cu mineritul și cu petrolul să respecte niște reguli, niște principii de modul cum trebuie să-și organizeze activitatea ca să nu-mi deranjeze mediul geologic, atunci dumneavoastră trebuie să fiți conștienți că veți avea parte de acest dezmăț care se realizează la nivelul structurilor subterane din țară. Mai mult decât atât, trebuie să știți că în afară de rama montană și subcarpatică, tot teritoriul României a fost concesionat de acești imbecili și am responsabilitatea termenilor politici, astfel încât astăzi nu mai vorbim de lacul cu proprietăți terapeutice de la Victoria, de la Băile Felix. Vorbim de mlaștina. Mi-a dispărut o resursă care mi-aducea bani. Nu mai am acea relicvă, Lotus Thermalis. A murit. Iată că prin neimplicarea noastră, prin tratarea superficială, dăm câmp liber de acțiune acestor iresponsabili ai neamului. Iresponsabili care, având portofelul ceva mai plin, și-au permis să-și cumpere locuri în Parlament ca să ne facă legi criminale. Aici am ajuns. Suntem victimele unor handicapați lipsiți de educație care pe bani și-au cumpărat locurile, deci nu pe merit. Vin alegerile parlamentare. V-aș ruga să reflectați foarte mult asupra votului pe care îl dați. Pentru că procedând cu indiferență, procedând cu neimplicare, iată ce notă de plată ne paște.